Să avem alături de noi pe una dintre doamnele din politica românească, doamna deputat Carmen Hărău. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație, îmi place să vă văd ca de obicei frumoși. Și așa, de dimineața noi suntem relaxați. Și îmi pare rău că a plecat domnișoara, că aveți așa o fată frumoasă aici în studio. E prin zonă. E prin zonă. Am apucat să facem o fotografie. Da, care este pe Facebook. Da, bine ați venit la noi, ne bucurăm să vă avem alături. Vrem să nu vă stresăm prea tare cu politica. Domnule, slavă Domnului, că nu... Peste nici, toată lumea vă întreabă de politică. Niciodată nu scap, niciodată nu știu ce urmează să mă întrebe cei care mă invită în studio. Bucuroși le ducem toate, asta e situația, că ne-am asumat o astfel de ipostază, dar dacă spuneți lucrul acesta, că fără politică sunteți de pe acum prietenii mei. E fără politică pentru că emisiunea noastră nu prea, noi nu prea avem treabă cu politica și când avem așa ca un fel de cărcotaș mai mult o luăm mai în distracție din glumă. Ia cărcotiți domnilor. Da, doamnă deputată, am vrea să vă întrebăm pentru cei care se uită la noi, cum se bat dumneavoastră Paștele? Care e tradiția în familie? Păi știți cum e, noi avem la începutul lunii aprilie o perioadă în care ne adunăm din totdeauna, de când suntem familie, suntem împreună, pentru că la începutul lunii aprilie s-a născut soțul meu în 2 aprilie și aproape că de ziua lui fiica mea cea mare, tot și-a dorit el fetiță, primul nostru copil, în 4 aprilie. La vreo 36 de ore distanță. Așa. Și atunci, la începutul lunii aprilie, suntem în orice caz împreună. Și am fost împreună și anul ăsta, mai cu seamă că fiica cea mare, doctorița, cum o numește sorsa, iar ți-a fost pe acasă fiica doctoriță, de nume, mi-ai dat și mie un telefon. Ea, cea mică, fiind în Germania, analist în Centrul Internațional de Evaluare a Riscului la Deutsche Bank. Așa. Am plinit 30 de ani. Deci, dragi prieteni, am un copil de 30 de ani. Mai pot spune că ești tânără? Nu mai pot spune că ești tânără. Dar nici n-am niciun fel de regret legat de lucrul acesta. Cum important e cum vă simțiți, da. Nu... Știți cum e? Asta e acoperire teoretică. Diferența între vârsta cronologică, vârsta biologică, vârsta psihologică, vârsta intelectuală, da? Mie îmi place să cred că cel puțin în două zone, vârsta psihologică și vârsta intelectuală, sunt sub vârsta aia de buletin. Dar asta e important. Îmi place să cred lucrul acesta. Dar, mă rog, asta este, s-ar putea să mă contrazică. Eu știu, vreunul dintre prietenii noștri, telespectatorii dumneavoastră. Da, revenind la Paște. Deci, în aprilie, la începutul aprilie, suntem întotdeauna împreună. Eu uite, anul acesta, din păcate, am fost în aprilie, ca de obicei împreună, făcând noi restul familiei, efortul de a ne deplasa. Fiica mea cea mică n-ar fi putut veni nici cum acasă, detașată fiind la Roma pentru 3 săptămâni și am făcut efortul să ne întâlnim împreună în străinătate. Mi-a fost destul de greu, dar am cuplat și cu problema de serviciu pe care am putut-o rezolva acolo. De Paște nu voi avea acasă. Și acest lucru este, ca să zic așa, strecoară un pic de amărăciune și sărbătorile anul acesta nu vor fi ca în fiecare an, adică nu vor fi complete, dar sunt cei mari, soțul Catrinei, ginerele meu, este de-a pe acum acasă și am început să facem listă de cumpărături și ne sfătuim, facem sarmale în foi de viță sau sarmale în foi de vadă. Fiecare cu... Îmi place să gătesc și gătesc de sărbători ca o ocazie de a aduna femininele familiei acolo și femininele familiei fiind cele două fiice ale mele cu mine și atunci când am avut-o, dar nu mai am de multă vreme, Dumnezeu să odihnească mama, că soacra mea, când, mă rog, era mai sănătoasă și așa, deci femininele familiei erau destul găteau. De multe, acum găteau și gătim în continuare. Deci cam asta este ceea ce se întâmplă la noi de Paște. Nu plecăm de acasă. Și ce preparate aveți așa mai speciale? Sau ce vă place mai mult? Preparatele tradiționale, acum știți cum este, nu prea o ne umorâm cu fritura de miel. Nici eu, nici iar soțul meu și mai puțin, dar e tradiție, are el obiceiul să spună, și atunci avem fritură de miel, avem drop, avem sărmăluțe, avem un pic multă mâncare și știți cum e, cred că
Ăsta, cel puțin în familie la noi așa se întâmplă, cel puțin ce mă privește pe mine așa se întâmplă. Paștele este ultima împrejurare de dezmăți, calo, până la Crăciun. Până la Crăciun. Și după Paște, de regulă, începem să ne gândim, dom'le, strânge pantalonul, se mai închide sacoul sau nu. Și să luăm măsuri în sensul acesta. Dar este un Paște de familie, un Paște liniștit. Suntem, nu știu, prin felul în care ne-am constituit, că ne-am construit noi ca familie, mai puțin sociabil, ca să zic așa. Nu prea avem grupul. N-am avut timp. Am avut tot timpul un program foarte încărcat și nu n-am ieșit. Apropo de program, aș vrea să vă întrebăm. E greu pentru o femeie în politică? Pentru că sunteți tot plecați. Da, bine, politica așa, în general. În sensul că sunteți mai tot plecată, fiindcă nu mai prea stați acasă foarte mult în ultima perioadă. Știți cum este? Este un lucru pe care mi l-am asumat, am știut ce mi-asum. Să nu vă imaginați dumneavoastră că 700 de angajați trec prin criză cu salarii majorate, nu micșorate, și plătite la timp, cu taxele și impozite plătite la timp, când oamenii de primă linie de decizie, în companie, respectiv eu și soțul meu, stau liniștiți acasă. Nu se întâmplă așa ceva. Deci am de foarte multă vreme, de zeci de ani, practica, eu știu, călătoriei de serviciu. Acum este un pic mai altfel. Din ce motiv? Nu mai fac eu programul. Deci că vreau, că nu vreau, dacă vreau să fac și nu m-am dus acolo să mă plimb, că n-aș fi avut personal nevoie de plimbarea asta la București, trebuie să mă duc dus întors la București săptămânal. Asta înseamnă într-adevăr un efort pe care mi l-am asumat, pe care îl fac. Mi se pare că arăt foarte obosită? Eu zic că nu. Nu arătați deloc foarte obosită, da? De-aia și v-am întrebat cum rezistați la programul acesta. Doamna Carmen, eu v-aș întreba ceva legat de munca pe care o face zi de zi. Mă tot uit la televizor și mă mir și tot mă mir și mă mir și așa o să mă mir tot timpul. Cum sunt unii colegi ai noastre, nu vreau să numesc nici nominal, nici partide, dar sunt sigur că și pentru noastră e greu, că în primul rând trebuie să fiți cinstiteși, pentru că asta sunteți, și apoi nu știu să și colaborați, că sunt unii în Parlamentul României, colegii noastre, care... Păi am zis fără politică! Nu. Bine, gata, am înțeles. Cârcotiți. Ca și cârcoteale. Cârcotiți. Care nu știu ce caută acolo. Dumneavoastră, sunt sigur că aveți impresia că puteți schimba ceva și chiar faceți, dar sunt unii care sunt sigur, și acum nu știu cum colaborați cu ei, care... Dacă îi întreb de unde răsare soarele, nu știu dacă știu. Uite, exact. Știți ceva, sunteți un cârcotaș un pic cam răutăcios. Și o să vă dau un exemplu. Dom'le, au ieșit colegii dumneavoastră din Mass Media Centrală cu microfonul, că în momentul în care noi noi cei din Parlament am avut o festivitate, festivitatea care privește 10 ani, aniversam 10 ani de apartenență la NATO. Și au ieșit cu microfonul, așa, și au început să întrebe. Da. Să întrebe de întrebări de tipul următor. Când s-a înființat? Când a s-a da, dacă ai trecut peste întrebare, cine e președintele? Acolo e secretar general. Știți? Da, e și o perioadă de tranziție. Ei, vreau să vă spun că din 5 intervievați, cam asta a fost proporția, unul a clacat. Ei, vreau să spun, i-au adunat pe sticlă pe toți cei care au clacat și au zis, uite, Parlamentul României, niște imbecili. Se practică și asta. Acum vreau să mai spun că am avut o surpriză, ba chiar amuzat lucrul acesta. Începând de anul trecut, deputatul de Hunedoara duce pensionari pe propria cheltuială la Parlamentul României. Și am avut, vreau să vă spun, mi s-a umplut sufletul. Deci am avut anul acesta, anul trecut am făcut asta în iulie. Am făcut asta în iulie pentru că în februarie, la o conferință, la conferința de dare de seamă, alegeri, ceva în genul acesta, pe la Carp Speranța, domnul Moraru, deci sunt prieteni lumea, adică sunt niște oameni extraordinari. Dacă eu știu, cred că dacă jumătate din oamenii care fac management economic în toate zonele, în țara asta, ar avea capacitatea de a face management ca domnul Moraru, președintele, ce are Speranța, țara asta ar fi clar înaintea Poloniei. Deci este absolut formidabil că la 86 de ani
câtă tinerețe intelectuală și în ce mod reușește să gestioneze banii acolo. Ei, anul trecut, în februarie, unul dintre membrii ce are Speranța, care se afla acolo în sală, a pus problema cam așa: domnule președinte, am muncit și noi pentru Casa Poporului, domnule, tot fierul de acolo e făcut la Cunedoara, de ce nu ne duceți să o vedem? A, bună, bună, bună. Și chipzuitul domnul președinte a început să spună: băi, cabinetul de stomatologie, care acolo, structură medicală foarte bine pusă la punct, avem nevoie de bani, mă, nu ne putem plimba acum. Și a zis deputatul cunedorenilor, că era acolo: domnilor, uite, câtă vreme o să fie deputat Carme Hără, ne ducem anual și vedem parlamentul. Și am zis, uite, prima excursie o facem în prima zi de vacanță parlamentară. Păi, am zis prima zi de vacanță parlamentară, eram foarte nou în parlament, nu știam, am zis: domnule, dacă e vacanță parlamentară, parlamentarul e liber să se ocupe de musafiri. Și ne-am dus atunci acolo cu două cazări, una la București, una pe Valea Oltului. Deci sunt în vârstă, mi-a fost teamă să... Așa, cu masă servită la popota parlamentului, acolo unde mâncă alesul, știți? Au mâncat și prietenii mei așa și mi s-a umplut sufletul, vă rog să mă credeți, anul ăsta n-am mai fost atât de impresionată ca a existat precedentul anului trecut. Da. M-au trecut lacrimile, am deschis camera, sala de ședință. Și au făcut fotografii pe scaunul lui Zgonea, le-am arătat că aici lucrează, aici e serviciu deputatului de la Cunedoara. Păi un autocar de 50 și peste 100, deci două autocare acum, știți? Așa. Acum, că de la ce am pornit? Acum am fost surprinsă ca una dintre doamnele mai în vârstă, așa, să mă întrebe: dar doamna deputat, când am ajuns în... vedem acolo, o să ne arăta sala unde dorm deputat. La care s-a prins cineva din grup și a zis: ai, mă, cum vorbești prostii, nu, că nu dar dumneavoastră l-ați auzit, adică... Da, cum vorbești prostii, a zis că... Stai puțin, că nu dorm toți deputați, mă, noi n-avem un deputat care, unde dorm deputați. Doamna s-a prins, s-a repliat și a zis: bineînțeles că doamna Carmena noastră nu doarme, dar dorm unii. Știți cum e cu dormitul ăsta? Fac băieții câte o fotografie cu câte un individ picotind așa, din timp în timp, cadrul este același, după care fac montaj. Și când vezi, măi, frate, vreo 10 d-ăștia care picotesc. Eu ce să vă spun, eu mă duc acolo după un drum cu trenul, de regulă mă duc cu trenul, vin cu trenul de noapte, avioane nu sunt, sunt la ore foarte nepotrivite, la Sibiu 6 dimineața și parcă așa, deși am condus cu mâna mea circ un milion de kilometri, deci eu sunt un șofer de ăsta... de cursă lungă, nu sunt șofer de dus copiii la școală și de așa, deci parcă totuși nu vine să plec pe șoselele patriei, sună telefonul. Vorbește, deci, la telefon. Am impresia că fac două lucruri în același timp. Mă păcălesc că picotesc un pic și ajung acolo luni dimineață și mă apuc de treabă. Știți? Mi-a dat Dumnezeu, dragi prieteni, poate că mai multă forță decât altora, că nu mai ia somnul. Da, după lucruri de felul acesta și mai ia pe câte unul picoteala, că nu se discută lucruri foarte interesante tot timpul în Parlament. Și nenea de la presă, pe ăla. Și atunci apare așa o impresie generală, mă, ăștia sunt... bun, ce să vă spun, eu trăiesc o situație similară cu cea din 90, când m-am apucat de business privat. Că m-a întrebat până și mama: măi, dar tu faci doctorat în economie, am luat admiterea la doctorat în 25 octombrie, se deschisese taraba de doctorate, știți? S-a întâmplat asta, a fost prima examen de doctorat după 84, că le blocase tovară și am avut în sală 7 academicieni, eram aia, fata aia de la Hunedoara când m-am dus acolo în fața comisiei la examen. Cel pe care l-am rugat să-mi fie coordonator, să-mi dea un acord de principiu, a zis: da, dumneata știi, domnișoară, că trebuie să dai un examen. Aveam nici 30 de ani, adică am oprit după o lună, unde? După 30 de ani. Puteai să-mi dai liniștii 25, veneam din capătul liniei, da, eram
scârța pe hârtie la combinatul siderurgic și voiam să fiu doctor în economie. Și a fost pentru mine un examen de referință, pentru că am fost mulți pe loc, cred că au fost vreo 8 locuri și am fost vreo 45. Așa mulți, foarte. Eram femeie, singura femeie, și mai eram și foarte tânără și am știut precis că dacă nu o să fiu foarte bună, nu mă vor primi. Limita de notă era 8-50 și la eu n-aveam variantă decât 10. Dacă s-ar fi pus așa, deci am trecut printr-o chestiune de genul acesta, la momentul respectiv a fost un lucru de m-am bucurat foarte tare. Ei, aveam astfel de lucruri în preocupări. Și am început și am deschis butic. Și până și mama, Doamne, odihnea și mi-a zis, mă, dar tu parcă faci doctorat, parcă ce e aia să te faci? Un bun amic medic, la un moment dat mi-a spus, mă, oare am văzut bine? Te-am văzut coborând dintr-un camion. Știți? Un fel de oprobiu public. În sensul că, ce fac ăștia, domne? Se apucă capitaliștii, ăia care suge sângele lui poporul. Da, 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 așa. Și e. Atunci ai avut de înfruntat oarecare părere proastă despre ceea ce faci. Și foarte mulți dintre oamenii pe care eu îi cunosc nu s-au apucat să facă așa ceva, spunând, mă, da, ce, noi suntem profesori, cum să facem? Știți? E, du-te vreme, vino. Vreme au trecut de atunci, din 90, ca aproape 24 de ani, reușești să pui. Poate asta a fost și unul dintre secretele ca să fiți un bun manager. Păi, nu știu dacă secret a fost ăsta, dar și revin acum la politică. Dumne, stai și te uiți așa la tot felul de oameni ciudați. Așa că altfel nu. Tot felul de oameni care își permit să te judece. N-au produs în viața lor decât mătreață. Da. Se erijează în reprezentanții unor generații, dar nu se pot legitima cu vreun lucru făcut concret, cap coadă, vreo performanță personală. Dau din gură, au pretenția că au dreptate și își permit să te judece la grămadă, pe un fond, atenție, pe un fond generat de ce spuneți dumneavoastră, aia care n-au ce căuta așa, pe un fond de tipul, domnule, dacă te duci acolo, obligatoriu ești excroc. Dacă te aduci acolo, ești a priori vinovat că te duci să faci politică. Oameni buni, mișcăm orașul. Eu știu dacă dumneavoastră ați băgat de seamă, da, orașul nostru nu se pregătește de faliment, că au venit acasă 350 de miliarde încă de anul trecut și da, primăria și-a primit așa, siderurgiștii care din aprilie, din 1 aprilie 2001 nu mai au coxarii aglomeratoriști, nu se mai pot pensiona cu reducere de stagiu de pensionare. Uite că am răzbit. Uite că am răzbit. ANL-urile, ZAC din 2009, se primesc bani la ANL-uri. Uite că s-a reparat acoperișul la castel. Uite că avem bazinul de not și ștrandul preluat de către Consiliul Județean pe banii lui, preluat pentru reparație, că rămâne al nostru, al Hunedoreilor, nu vă neliniștiți. Uite că mișcă lucrurile, uite că s-a format acolo echipă, uite că nu se mai ceartă toată lumea cu toată lumea și se duce orașul în cap și e din pușcărie. Știți? Și la asta contribuie cineva care se duce, îl zrângănește trenul dus întors la București și contribuie și eu, am și o părticică a mea acolo, alături de viceprimar, alături de primar și președintele Consiliului Județean, care uite vine aproape săptămânal în Hunedoara, deși mai înainte de mandatul deputatului Carmen Hărău n-a călcat cu ani. Că eu cred că e foarte important ca cineva din Hunedoara să fie acolo, că dacă n-ar fi fost să se bată, se întâmplă lucrurile astea. Și știți, și mai este și altceva. Deci uite, lumea, că nu vreau să o fac nici pe avocatul diavolii, nici nu s-a avocatul cuiva, nici proces de intenție nu fac. Domnule, am avut în pumn 72% voturi. Nimeni, persoană sau listă de partid, nici măcar Joana când s-a bătut cu Băsescu, n-a primit în Hunedoara atâtea voturi. Dumneavoastră știți ce greutate are un pumn ca ăsta când îl lași să cadă pe nici nu dai cu el în masă, numai te face așa că pică, știți? Și ceri. Politica se face pe voturi. De-aia o să am nevoie de vot la liberali, altă legitimare. Acum, așa, trebuie să înțeleagă Hunedoara, indiferent de culoarea politică, că trebuie să iau lângă umăr ca să pot să cer bani europeni pentru proiecte. Ia imaginați, cunoașteți Hunedoara, e vreun trăznață hunedorean? Nu, dar cunoaștem orașul. Atunci nu se chiar puteți înțelege. Nu. Dar încercați să înțelegem. Uite, da, spuneți-ne. Dar ia imaginați-vă așa, imaginați-vă Hunedoara cu toate străzile și toate trotuarele reparate. Cum sunt reparate acum ce ai avut? Imaginați-vă că Hunedoara poate avea canalizare peste tot, pe unde n-are, domnule, suntem în mileniu 3. Imaginați-vă că
Parcul, deci va fi un parc tematic pe 8 hectare în centru vechi, unde vor fi fierării, ateliere de meșteșugari cu războaie de țesut, ca să aibă turiștii ce să vadă. Castelul renovat cu mobilier, mocănița și gondola care trece peste oraș la pădurea achizită organizată ca pădure parc, cu alei, cu tiroliene, cu piste de bicicletă. Imaginați-vă că orașul acesta poate arăta așa în 2020. Eu așa sunt... e perioada de scurtă pentru proiectele astea? Fondurile europene. Da, imaginați-vă că toate blocurile pot fi reabilitate. Imaginați-vă că pe toate școlile, pe spital, apar fotovoltaice și independență energetică, vreo două blocuri de locuințe sociale. Dom'le, sunt bani de la coana Europa pe care noi trebuie să-i luăm. Dar haideți să vă întreb, orașul se dezvoltă, dar dacă nu avem ieșire la autostradă, ce facem? Da. O să facem, nu, facem demersuri și pentru asta, rușine să le fie lor de acum vreo 10 ani care, știți, trebuiau să se ocupe de treaba asta și nu s-au ocupat, facem demersuri și pentru treaba asta, dar eu vă spun că dacă în oraș se va întâmpla ce spun eu acum, că urmează să se întâmple și deci, și obiectiva pentru care ne bate noi, toată echipa politică de Hunedoara, cu primarul, cu toată lumea, cu președintele Consiliului Județean, nu mă mai interesează cine ce culoare are. Și de asta cu Hunedoreni o să trebuiască să se alinieze în spatele partidului negociatorului intereselor Hunedoarei, care sunt eu. Că nu mă duc la București de pomană. Nu mă duc așa doar ca să... Și pe urmă cu dăștia, cum să vă spun, bineînțeles că mă deranjează. Cum naiba să nu te deranjeze să te trezești cu unul de ăsta cu nume de piață Băulică? Cineva care răspunde numele lui ăsta, parcă așa am înțeles, o răspunde, nu răspunde, o rămâne de văzut. Și ziceți că până la urmă face și ieșire la autostradă. Păi da, păi da. Ei, acum s-au apucat de reclamații, știți că mai, da, în sfârșit. Bun. Mă necăjește chestia asta. Păi eu doamnă, pune mâna și scrie la organ că firmele o să vină, o să treacă, mai avut de ăștia. Dar problema este că nu știți cum este. Uite, s-a pervertit, domne, și trebuie curățată și politica de neisprăviți și mass media de neisprăviți, de oameni de, cum să spun, preț de ăsta, de o ciorbă de burtă și o măslină. Știți? Doamne deputat, știți că nu există, știți proverbul că nu există pădure fără uscături și resturi de mâncare? Cam... În orice, adică... Doamne, și noi românii folosim cam rar pastă de dis, două tucuri, cam, aoleo, și atunci... aoleo, dar nu, asta este, da. Miroase gura. Ce să-i faci? Mai... Da, vreau să vă întreb în timpul dumneavoastră liber, acela care îl mai aveți, ce vă place să faceți, ce hobby aveți? Aoleo, asta vă spun că e o mare suferință cu Diunaș un pic. Dom'le, Diunaș un pic n-am citit decât legislație. Și uite, asta e un lucru din legătură cu care sufăr de-a binelea. Dar nu poți să nu citești. Păi și acum după Marțea Neagră, când am fost inspirată din principiu, pentru că nu votez pe încredere. N-am văzut, n-am stat la vot. N-am votat. Nimic n-am votat. Nici prin cap nu mi-a trecut că afară de chestiile astea care sunau la ureche, amnistie și așa, legea minelor, care era Roșia Montană cu altă pălărie, era tot aia, aproape tot aia, mai avem și cu superimunitate și cu alte prostii, știți? Și atunci n-am votat. Ei, citesc foarte mult acolo. Pe net intru la ore de astea ciudate, pe la 3-4 dimineața, când termin de citit pe dincolo, mai intru și pe net, nu mă mai țin ochii. O să trebuiască să umblu, să văd, nu mi-am pus, eu n-am avut nevoie de ochelari până acum. De o vreme am niște dăia mai vechi, așa, de 0,5, cred că o să trebuiască să-mi corectez, să-mi ajut să pun proteză deja, că nu se mai poate. Și nu mai citesc, îmi place să citesc și n-am mai citit, de un an și un pic n-am mai citit. Mi-am zis, domne, nu se poate seara, sunt foarte aproape acolo de Teatrul Național, mă duc și văd câte un spectacol. No, am ajuns de două ori. Într-un an și un pic. Deci nu-s nici acolo, nu-s nici aici. Ce mă scoate din sărite foarte tare este că aș vrea să acopăr mai mult probleme care privesc individual cetățenii și nu mi-ajunge timpul. Au fost niște lucruri afară de asta cu grupele care
nu vă povestesc ce situații de felul intrat, dat afară pe ușă și intrat și pe fereastră și dus odată și încă odată și rugat frumos și explicat și dus poze de la coxerie, de la aglomeratoare să iasă asta și problema nu integral rezolvată, că e vorba de grupele speciale. Pe urmă sunt o mulțime de tineri care au nevoie de locuri de muncă acolo, iar vedeți, toată legislația asta de natură liberală, care are pur și simplu drept scop să creeze bunăstare pe bune. Nu poți, domne, să tot bagi mâna într-un sac, să scoți și să dai. Celor care s-au împrumutat și nu pot să-și plătească creditele, subvenționează-le dobânda. Dar de ce să nu folosești banii ăștia pentru crearea locurilor de muncă? Care ar fi un lucru mult mai care bun, este un lucru care îți aduce bani. Adică dumneavoastră sunteți tineri, ce facem, domne, vă îndatorăm până și pe copiii dumneavoastră ca să tot dăm să plătim voturi, dar nu vrem așa. Și atunci sunt o grămadă de lucruri de făcut, sunt o grămadă de lucruri pentru care te bați, dar eu am lucrurile mele punctuale. Uite, ordonanța 28 cu cei 4 milioane pe care ne-a dat domnul Moloț pentru Hunedoara, pentru drumul și așa, cu cei cel puțin 10 pe care i-a promis domnul Dragnea de la București, trebuie să facem, să ne luptăm pentru asta. N-am avut timp să vorbesc, n-am vorbit de circa 2 săptămâni cu primarul de la Hunedoara, o să trebuiască să mă întâlnesc acum înainte de Paște, să vedem ce lucruri mai am de pe agenda de mers cu ele pe la București. Asta este ce faci, asta e că, când să mai citești? Nu mai citesc, mai ascult muzică. Mi-am dus acolo CD-urile și ascult muzică, ce general muzică clasică, îmi place Wagner. Frumos. Deci ascult cu mare plăcere la lui. Doamna deputat, vă rugăm să le facem o urare telespectatorilor noștri pe final. Oameni buni, vă doresc să vă aducă Paștele lumină, vă doresc să vă fie viața bună în Hunedoara noastră și mă rog din suflet să fim sănătoși cu toții și încercați, vă rog, să vă gândiți la Hunedoara noastră ca la un loc minunat, care poate deveni extraordinar, dacă noi vom ști să facem cu toții echipă. Vă mulțumesc frumos, la mulți ani, sărbători fericite tuturor! Doamna Carmen, un trandafir din partea emisiunii noastre și unul galben! Și e galben! De galben, da, prietenii mei de la PSD ar putea să bage de seamă că am stat pe o canapea roșie. Ați văzut că este cu numele noastră. Mulțumesc frumos, nici că se puteau, vă mulțumesc frumos, dar îmi dați voie să vă pup în direct. Vai de mine, cum să nu. Plăcere de partea mea. Sărbători fericită vă dorim. Noi ne vedem mâine dimineață în Vinerea Mare, în ultima emisiune înainte de Paști, de la ora 7. Să aveți o după-amiază plăcută, mai bine, pa, pa.